Ai voie dacă ai intrat acolo. Dacă ai intrat acolo, ai voie să faci stânga. Sunt foarte sigur de asta. Acolo n-ai voie dacă stai la aia. Ca să poți să lași aici să circule. Că crezi tu? Nu cred! Doamne, în ce lume trăim, băi? Și stau și mă gândesc, băi frate, oamenii ăștia cu gândirea asta, cum dracu ajung, mă, la mașini de genul? Hai pisi pisi, pisi misi pisi, risi pisi pisi, misi pisi, kisi. Cumpărăm fise, fise, 5 lei, 5 lei, 5 lei. Ia bani, ia bani, ia, ia mă bani, ia bani. Nu vrei banii mei? Banii mei nu e buni? Două fise. Detergent cu spume. Face detergentul spume. Ce este nou? Aleo. Bă, am uitat cheia în contact. Aoleu, le-am dat la ăștia pe geam. Pe la motor, pe aici. Și le dăm cu spumă. Așa, îi dăm tare. Dă-i, dă-i, dă-i. Dăm aici. Nu te juca cu apa, că te pe tine la noapte. Ce ziceau părinții când era mic? Cum să speli motorul cu 5 lei, dă-i tare, dă-i tare, uite așa, uite pe aici și pe aici, și pe aici pe sus, dă-i, 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 uite aici, să ne udăm când stăm jos, uite așa, le stropim geamul ăștia, ha, 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 uite, dăm și spray așa să nu-și dea seama, dăm, 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 gata, nu mai avem, am și obosit, COVID, COVID. În general, motocicletele nu prea au nimic când le speli, că am primit întrebări și de astea despre cum să-mi spăl motocicleta. Simplu, nu-i da cu presiune la partea electronică. În rest poți să-i dai să-i faci ce vrei tu, să-i dai să-i țiuie. Și acum eu mă duc să caut o vulcanizare. Vezi, pentru o vulcanizare cu cine vorbesc eu? Unde, în clădirea asta aici? Ah, ok, mă duc să văd. Vezi, pentru o roată cu cine vorbesc eu? Da, vreau să-mi pună un petic la o roată, o am aici. La asta. Mi-a și furat-o. Am văzut bă, așa ceva. Români fură cioșii. Bicicleta asta scârție așa, e mult mic. Gata? Cât mă costă? Cum? Say what? Mă duc și-ți iau, da. Kento blung și o doză de ciucaș, da? Imediat vin. Să duce în 200. 220. Să rămână, un kentop lung și o doză de ciucaș. Să rămână, auzi până... Bye, have a great time! Iar de aici. N-ai pentru ce, mersi și eu. Gata. Pa. Păi... Motorrider, dar tu ce recomanzi pentru A1? Căruț cu baterie, coteață cu motor, parașută vopsită, bicicletă cu turbină, motoscârță plimbătoare, becață mergătoare, radarul fix. Ce face motovloggerul? Ce faci mă cu aia pe tine acolo? Ce faci mă cu aia pe tine? Cel mai nou echipament de protecție? Ce-i bă asta pe spate, mă? Ia uite, bă, sâr, mă, așa, mă, bă, bă, să fie rușine, mă. Ia uite ce frumos e, de unde l-ai ciordit? De la mine ai țiganul? Taia moșii! Nu, 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 o pun eu cu sugru, mi-am comandat sugru, 2 milioane, vreo 5 pachete. Asta e extra, extra protecție, nu? Pa, 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 pa. Da, măi, iubitor de motocicliști, de motociclete și de motocicleturi, de motociclet și de stai acolo că trec eu. Dacă sunteți
să zic, peste 1.75-1.80, ai 1.80, jur de aproximativ 1.80, mergeți către un Varadero de 125, care, ca spec, sincer, e destul de ok. Are două pistoane în V, pistoanele alea am pus pariu prima dată când le-am văzut, la motor de 600, nu de 125. Deci îți lasă altceva de crezut aspectul. Dacă vreți un chopper, dar în schimb, dacă vreți un chopper și aveți o înălțime mai mare, nu recomand chopper, pentru că chopper pentru înălțimea de 1.80 la 125 de centimetri cum n-o să găsiți. Ca chopper, cu ce m-am și dat și cu ce am văzut că sunt destul de ok, Kawasaki Eliminator, motorul cu care eu m-am dat 2 ani de zile la categoria A1, motor de 125 de centimetri, Kawasaki Eliminator, nici mai știu exact anul, cred că tot 2006-2008 pe acolo era anul. Ar mai fi Honda Shadow de 125, care și astea sunt destul de ieftine și sunt motoare foarte bune. Ca vitezane, într-adevăr, CBR-ul și IZF-ul. IZF-ul este puțin mai înalt, modelul puțin mai nou este pe injecție, nu știu dacă CBR-ul au injecție, dar sunt motoare bune. Dacă vedeți un motor ieftinuț, nu vă caliciți la ceva ieftin și, într-adevăr, o motocicletă bună este undeva la peste 1.000-1.200-1.300 de euro, inclusiv la 1. Dacă vrei motocicletă sub banii ăștia, ține-te să ai și ceva defecte pe ele, pentru că, pana mea, 1.000 de euro, nu prea ai ce să găsești în banii ăștia. Și atunci trebuie totul să dai și un bănuț pentru ceva calitate. Și ca să rămânem chit cu faza aia cu A1, la 1500 de euroși, așa, puteți să găsiți ceva foarte ok, calitativ. Acum nu vă duceți și vă luați tot ce înseamnă 1500 de euro. Sincer, uite, de exemplu, o motocicletă de 125 poate să ajungă chiar și la 5-6000 de euro. Motocicletă nouă, bineînțeles, anul foarte recent. Măi, oameni buni, voi ce motor de A1 recomandați, măi? Și de ce recomandați acel motor? Dar și acestea fiind spuse, Caterin a rămas fără benzină. Motociclist aici. Facem din nou, hai să facem din nou. Dar și acestea fiind spuse, am uitat. Dar și acestea, au, mi-a mușcat buza. Obrazul, au. Dar și acestea fiind spuse, este ăsta de aici. M-am speriat. Nu mai pot, nu pot să zic, nu merge. Dar și acestea fiind spuse, Caterinca s-a consumat. Din nou. Dar și acestea fiind spuse, dar și acestea fiind spuse, Caterinca și-a terminat benzina. Nu uita să accelerezi butonul de like, subscribe, să-l dai și mai departe prietenilor tăi. Eu sunt Motorider pentru tine până data viitoare. Numai bine! Mersi! Pupi! Pa!